Am revenit în direct, dosar de politician, da, bomba zilei. Acum o oră s-au terminat audierile de la Comisia de Control a SRI. Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, a fost acolo, a dat o listă cu politicieni, cu ziariști, cu oameni de afaceri sprijiniți sau aflați sub umbrela Serviciului Român de Informații. Președintele Comisiei a indicat o persoană, ușor oarecum de identificat, un fost președinte de cameră, care ar fi beneficiat de protecția mediatică, repet, protecția mediatică a Serviciului Român de Informații. Fac și o glumă, nu știam că Serviciul Român de Informații poate oferi protecție informatică și mediatică în România, evident era o glumă. Dan Andronic, invitat în a doua parte, bună seara Dan, Florian Bichir, bună seara. Andrei Bădin, domnilor, o să vedem imediat și declarațiile lui Daniel Dragomir, după audierea din comisie și declarația lui Claudiu Manda, președintele proaspăt al Comisiei SRI. Lucruri interesante, ați citit probabil declarația în timp ce venea spre emisiune. Dan, cum ți-a părut Daniel Dragomir? A venit cu ceva nou sau își pregătește o strategie, are o strategie ofițerul, fost ofițer SRI? Din câte am înțeles, a dus documente la comisie, că asta l-am auzit, l-am văzut și pe Claudiu Manda, președintele comisiei, arătând un vrap de hârtii spunând aceste documente provin de la Daniel Dragomir. Or fi documente secrete sau publice? Document, acum nu știu să vă zic, doar dacă ești acolo. Cert este că audierile sunt, intră în categoria strict secret. Deci, părerea mea că nu vom ști niciodată dacă a dat documente publice sau secrete, pentru că și raportul, dacă va exista, va fi făcut în așa fel încât nu se va afla nimic. De aici începe o lungă, ce să zic, epopee. Să vedem unde va duce, cât va duce, urmează noi audieri, cel puțin în ceea ce privește pe Daniel Dragomir. Și eu sunt în general sceptic în materie de rezultate când vine vorba de Comisia SRI, pentru că e vorba și de ceea ce poate să verifice Comisia. Deci Comisia SRI de fapt nu poate să verifice decât legalitate și atât. Orice excede legalitatea unor acte emise de SRI nu intră în competența comisiei. Deci dacă le-a vorbit despre protecția pe care unele persoane din SRI au acordat-o unui fost președinte al Camerei Deputaților, și bănuiesc că e vorba de Valeriu Zgonea, ca să-i spunem pe nume, că altul nu știu. Păi și Ordache a fost președintele comisiei de pe la PSD. Da, bun. Haideți că totuși suntem ziariști, nu suntem statisticieni. Ne putem închipui lejer despre cine și era. Și Robert Anastase a fost președinta Camerei. Nu știu dacă în perioada 2009-2013, așa cum a spus Daniel Dragomir, că a făcut... Nu, dar există fotografii publice cu domnii Zgone și Coldea, diferite... Nu, asta e problema, că există fotografii, că președintele Camerei Deputaților se poate întâlni cu prim adjunctul SRI-ului. Dar în perioada 2009-2013, după părerea mea, este vorba de Valeriu Zgonea. Păi să ne folosim logica. Acum te poate ajuta Serviciul Român de Informații dacă persoane, ești președintele Camerei. Nu, e interesant, Zgonea, pentru că e o distinție. Persoane din SRI. N-a spus că SRI-ul a ajutat pe acel președinte, ci persoane. Au folosit, persoane din SRI. Persoane așa. Au folosit canale media. Bun. Invocai simbolul jocului. Acum este un război între Florian Coldea și Daniel Dragomir. Pentru că astăzi fostul șef operativ al SRI i-a dat replica. Meciul se poartă între cei doi foști prieteni de familie. Băieții ăștia se vizitau, făceau concedii împreună, revelioane. Și acum e un război în plină desfășurare. Acum am descoperit că Florian Coldea nu era prieten nici cu Sebastian Ghiță, nu-l cunoștea nici pe generalul Dan Gheorghe și în general nu-l cunoștea pe nimeni decât pe el și pe familia lui. Da, ce să vă spun, mi se par interviul l-am citit și eu cu atenție de dimineață. Nu e nici foarte prost, nu e nici foarte bun. Adică intră în categoria lucrurilor care se pot spune în acel limbaj de lemn pe care îl cunoaștem, când, mai ales când ai un interviu scris. Că da, clar, este un interviu scris, sunt intercalate niște întrebări așa, ca să pară mai... Nu cred că e scris de el. Am bănuit că e scris de doamna Nicola. Nu știu dacă a scris doamna Nicola, dar de el nu cred că e scris, că nu se apucă el sunt să scrie. Sunt niște indicii în interviu care indică că doamna Nicola, care lucrează și pentru prietena domnului Coldea, doamna Chioveș, și o pomenește foarte des.
Cine? Cu Olga Nicola, cine a scris interviul. Pomenește foarte des și vorbește. Andrei de... Bătin, stai puțin, că telespectatorii nu știu cine este Nicola, nu știu ce, asta cine e. Ai probe pentru chestia asta? Că a făcut rebranding-ul Serviciului Român de Informații și mai apoi se spune că i-a făcut PR-ul doamnei Chioveși. Da, face asta la nivel de ce? De speculație, de bârfă, de asta? De nu, cu rebranding-ul este la nivel de informație publică. Sigură. Da. Nu, dacă e publică, da, sigur e. Da. E publică. E publică? Da, dar s-a scris la revista SRI, dar nu... Haideți da. Că a venit și materialul cu declarațiile lui Daniel Dragomir, să vedem ce a spus fostul ofițer, așa, mai exact, și facem analiza frază cu frază. Am discutat despre culoarele din justiție și despre chestiunile referitoare la mandatele de siguranță națională. Am dat o declarație cuprinzătoare, am prezentat și documente, am prezentat și o listă de persoane, va fi avut în vedere de 65 de persoane pe care eu consider că aș putea fi audiate în ceea ce privește înțelegerea statului paralel în ultimii ani. Sunt persoane, ofițeri active ai serviciului, ofițeri în rezervă ai serviciului, oameni politici, oameni de afaceri și oameni din media. Eu cred că va mai exista o întâlnire, cel puțin o întâlnire cu comisia și la momentul în care se vor încheia audierile mele, eu o să revin cu chestiuni mult mai precise în legătură cu ce s-a întâmplat. Nu pot dovedi nimic și nici nu sunt vreo judecător sau vreo instanță sau vreo comisie. Eu am datoria, așa cum am spus, că atunci când observ încălcări ale Constituției sau încălcări ale legilor, să merg în fața autorităților, să merg în fața comisiei, în cazul nostru, Comisiei de Control al Activității SRI, și să le prezint. Florian Bichir. Da. Aș vrea să încep și eu cu întrebarea pe care a adresat-o domnului Dan Adun, să spun că, în primul rând, eu mă bucur că cei de la comisie l-au primit. Eu țin minte cât a stat, nu pe la uși, dar cât a așteptat să fie audiat de comisie de Aradoni, care el a început interviul celebru, serialul celebru cu statul SRI. Nu băga nimeni la seama. Comisia SRI? La comisia SRI. Nu, au anunțat că mă cheamă, după care au renunțat. Da. Adică, scuză-mă. Pe de ce? Cu ce verificare? Așa se întâmplă, mă rog. Au făcut o cealaltă comisie. S-a făcut altă comisie de verificare a alegerilor. Bun. Dar eu țin minte că urla toată România, adică, mă rog, câțiva mai vorbeam de serialul ăsta fenomenal din evenimentul zilei și restul se făceau că plouă. Iată că acum a ieșit fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și a fost chemat, ceea ce mi se pare un lucru benefic. Zic eu, domnule, ai ceva de spus, a dus omul cu probe acolo, da? Hai să se facă o anchetă. Eu zic că e un lucru benefic, că nu se mai acoperă astfel de lucruri. Eu sunt într-o pistriză destul de ciudată pentru că am aflat că domnul Dragomir m-a dat în judecată. Nu știu, dar nu mă interesează. Eu spun așa, e un tip foarte inteligent din informații pe care le am. De ce te-a dat în judecată, Daniel Dragomir? A fost la un show, nu mai contează. Așa. O să vedem pe parcurs. Dar eu nu înseamnă că sunt plicinos să am ceva cu domnia sa. M-am aflat și eu, m-am interesat. Bă, să văd ce. Un tip extrem de inteligent, are un IQ extrem de ridicat, deci nu știu. Cred că acum n-aș vrea să jignesc comisia, că nu-l ajut să spun că făcea mai mult decât jumătate de comisie sau comisie. E un tip foarte inteligent, știe multe. Problema e să probeze, pentru că a venit și cu niște acuzații teribile, la modul că s-au făcut arestări ilegale sau plus a dat niște nume cea care m-a interesat comportamentul celor care cum au reacționat. Doi au reacționat cam violent, unul, hai să-i spunem, ca să știe și telespectatorii, domnul Tabolac, n-a răspuns, domnule, te-ai dus să te vezi cu Coldea. Nu i-a zis că e ofițer. Și a zis, mor cu voi, cu dinții de gât, nu știu, mor, l-a întrebat, a răspundea. Eu am spus că e din neam cu Chiove și preferă să moră decât să răspundă la întrebare. Domnule, l-a întrebat simplu și am văzut și reacția, tot în evenimentul zilei. Eu citesc evenimentul zilei când ziarul l-a scris. Acolo am citit și, de exemplu, comunicatul SRI. După aia m-am dus pe site-ul SRI. Că Sorina Matei a fost ceva mai elegantă. Ce mai tare care s-a scus în tufiș și așa e domnul statul Turică. Scuzați-mă, puteam să zic că băi, ai fost sau nu ai fost. Departe de gândul că să fie și Turturică vreun ofițer SRI, că nebune. Deci, nu înțeleg de ce îți face un ofițer SRI. Dar de ce n-ar putea fi Turturică? Sau dacă ar fi care și problemă. Nu ar fi problemă, dar nu cred că te pune acolo să falimentezi iarăși să nu colegi toată viața informație. Dar trecem peste asta. Deci lucrurile ar trebui în primul rând... Ai în timpul liber. Da, în timpul, da, în timpul liber. Pe 10.000 de euro pe lună. Aia e, deci... nu m-a interesat că James Bond de ăștia, dar m-a interesat până la urmă și replica. Uite, mă așteptam și eu respect pe domnul Tapalagă și fostul meu coleg și actualul meu coleg de presă, că
e un tip altfel, adică mai scrie, mai mânuiește, dar ultima că mor cu voi de gât era mai sovietic, așa n-am înțeles. Domnule, să știți că și în străinătate ziariștii se întâlnesc cu, cu... E ușor chiar jihadistă, nu, da, nu sovietic. Da, păi, poate Dan Tăpălagă are suficiente informații să moară cu ei de gât. Da, mă bucur pentru domnia să le aștept. Păi nu, dar de ce trebuie să moară, că asta nu înțeleg. Am înțeleg că nu pentru că este o luptă pe viață și pe moarte apocaliptică, hai, da, așa înțeleg. Așa este prezentată de către unii. Singura luptă pe viață și pe moarte pe care a fost în ultima vreme a fost Răgoțiu și Palagă. Da, da, mai, e mai o încercare. Deci, da, înțeleg o încercare. Că nu trebuie să, să mă abonez la Hurnius, că rămâne liber. Deci o să citiți Hurniusul să vezi ce pe viață și pe moarte. Bun, acum sintetizând. Sunt tare curios și o să iasă din, din afacerea asta. Încă o dată știu că asta a venit cu mine un IQ. Interviul, la fel, am citit în evenimentul zilei, îmi cer scuze că nu citesc ziare.com, dar m-a trimis la ziare.com și am citit tot interviul. Păi ce ar trebui să iasă din afacerea asta sau ce va ieși? Ce va ieși, nu ce ar trebui. Păi Daniel Dragomine dă de înțeles, dar interviul să știți că e ok. Eu făceam mai bine. Eu cred că vrea Daniel Dragomir să se ajungă în momentul în care Florian Coldea să fie pus sub acuzare, să fie urmărit penal într-un dosar penal. Eu cred că asta este finalitatea, asta ar fi finalitatea demersului. 20 de secunde și de... E păcat, din punctul meu de vedere uman, ca doi prieteni, că a fost prietenii apropiați, aveau și aceeași armă, îi făceau inteligență antitero, aceea zonă de competență, l-a lăsat în locul lui cum ar veni, ajung la asta, a ajuns să se certine asta. Referitor de interviu și cu asta închei să vorbească și prietenul meu Bădin, că e nevorbit, deși el are și agenție de aia, Flux 24, să-l face publicitate și lui un pic. Da, cum iese, cum scrie. Da, cum iese, cum scrie. Dar scrie și acum, direct. Interviul făceam, eu vă zic, mult mai bine. Îmi cer scuze față de colega asta noastră, nu știu cum o cheamă, care are 6 nume, Cătălician. Florian Bichir, sunteți oameni cu mult mai multă experiență decât mine. Un interviu... Eu îl făceam mult mai bine. Un interviu îl faci față, în primul rând, nu-l faci pe e-mail, da? Eu îl făceam pe mail, numai ca să dau vorbă că e primul interviu cu generalul Cole. Dar altceva spun. Nu vă așteptați ca un șef de inteligență să se povestească, da, bă, uite aici a stat Urturica, bă, o cafea, i-a dat și un whisky. Nu o să vă răspund niciodată pentru că a doua zi un zero în inteligență. Asta a spus și el, că există regula de aur. Mai bun de atât n-ai ce. A ieșit să spună, domne, nu-mi puneți în cârcă toate câte s-au pus în ultimul timp. Atât am văzut, am văzut eu ca un vert. Încă o dată spun cu scuzele de rigoare, eu făceam mai bine. Da, mă rog, colega... Deci, Andrei Bădin, mai mult. Toată povestea asta... Asta m-a rupt cu Turturica, că m-a rupt. Povestea asta la nivel... Da, la povestea asta la nivel uman, ca să o interpretăm într-o cheie oarecum tabloidă, este răfuiala dintre doi foși prieteni de familie, Dragomir cu Coldea. Fondul problemei însă este foarte grav. Are legătură cu libertatea individului și cu libertățile individului, cu chestiuni legate de justiție, de funcționarea mass mediei, cu chestiuni legate de funcționarea mediului de afaceri, pentru că Dragomir a vorbit și despre firmele acoperite ale Serviciului Român de Informații, da? Arestări cu luare mass media. Corect. Da. Acum, relația lor personală, nu mă bag, mi se pare o chestie de cancan, nici la cei patru pe care i-a pomenit deja, nu aș insista prea mult, a zis foarte bine Florian Bichir, mie mi se par în limbaj tehnic de specialitate, cu ghilimelele de rigoare, idioții utili în povestea asta. Dar domnul Dragomir a făcut niște referințe care nu au fost preluate sau nu au fost comentate foarte atent duminică seara. El s-a referit la documentele pe care le-a publicat pe blogul său, acele mandate date la Înalta Curte. Iar în acele mandate, dacă ne uităm cu atenție pe unele dintre ele, apar niște numere în perioada 2009-2014. Și indică acele numere cam câte mandate de siguranță națională s-au dat pe zi în acea perioadă. Deci cam 25 pe zi este calculul făcut de domnul Dragomir. 25 pe zi, deci din 2009 până în 2014, când povestea a picat. Ce scrie la lege? Ca să vedem și noi ce înseamnă mandate de siguranță națională. Conform legii 535 din 2004, articolul 33, aliniatul 1, litera F, sunt asimilate actelor de terorism următoarele fapte. Și ultimile cuvinte sunt importante. Spălarea de bani, bancrota frauduloasă, actele de corupție, șantajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri și așa mai departe, având ca finalitate, și aici e cheia întregii povești, realizarea unui profit în folosul entității teroriste. Aoleu! Adică? Adică? Teroriste, înțeleg eu că e Hezbollah, că Al-Qaeda, nu e PSD, nu e PNL, entitate teroristă, de știu eu, nu? Deci poți să faci trafic de droguri și atunci intri la DICOT, asta îmi spui, nu intri la, păi la legea antiteroristă. Intri pe siguranță națională. Nu, că îmi spui tu, asta vrei să scoți în evidență, nu? Cum se dă un astfel de mandat și condițiile? Nu?
o spune foarte clar, în folosul, în profitul unei... Păi ce să înțelegem noi atunci? Că ce au dat mandate ilegale de ascultare? Păi asta spune și domnul Dragomir, în esență. Spune, domne, a luat pe Andronică și l-a dat Andronică. A avut, cât ai avut? 2 ani, 3 ani, cât ai avut? Ai aflat motivul pentru care ai fost ascultat pe Siguranță Națională? Exact pe ce spune Andrei Bădin, nu? Dacă e chiar dar și mai tare, ca să nu spun, era consilierul președintelui. Adică, scuze-mă, nu era... Nu, în acea perioadă eram director evenimentului zilei, dacă vrei să spun, e mai rău. Nu, dar așa știam eu, dar mă rog. Bun, ce înțeleg eu? Da, din ce spune Dragomir, că acum suntem pe culoarul justiției, că el folosește termenii ăștia... Deci nu, vreau să vă spun că am trecut și trec prin așa ceva, nu se desecretizează încheierile de ședință din care poți să vezi acuzația concretă. Păi de ce nu se desecretizează? Păi și cum te-a perdat Andorii? Păi dacă ăla mă registrează... Curtea de apel a cerut de la Brașov desecretizarea tuturor încheierilor ca să vedem pe ce am fost acuzați. Fenogramele alea. Registrele sunt. Alea există la dosar. Nu, motivul pentru mandate în proporție de 49%, dar în sfârșit asta e altă discuție. Motivul pentru care am fost introduși în mandatele de siguranță națională. Iar, deci, curtea de apel, judecătorul a cerut acest lucru, iar în alta curte refuză de o lună și ceva să spun, mai precizați-ne pentru ce vă trebuie, mai spuneți în coadă. Tot trimit adrese în care ne spun de ce nu le trimit. De ce nu le desecretizează? Dar, Andronic, tu nu ai aflat după atâta timp de ce te-au înregistrat pe siguranță națională? Este dreptul fiecărui cetățean de a afla... Da, ok, că Andronic, Vasile, Vichir, Mănăstire, nu contează. Da. Da? Asta spune și legea, până la urmă. Dar, încă o dată, dezbaterea de la Comisia SRI, nu știu, e destul de tehnică. Nu știu să vă spun dacă are Bădin dreptate, Dragomir, Manda sau Colda. Eu nu, cert este că din așa ceva, la un moment dat se va trage o concluzie. Spune, are dreptate Dragomir, are dreptate Colda. Nu, eu vreau să știu așa, Dan Andronic, vorbesc strict, eu vreau să știu dacă la mine în emisiune, tu, Dan Andronic, ai fost interceptat, dacă am un potențial terorist în emisiune. Da, tu ai avut mandat de siguranță națională și dacă intri exact pe lucrurile alea și ai avut mandatul ăla de siguranță, înseamnă că te-au băgat exact pe chestiunea cu finalitate pentru grupuri teroriste, nu? Și eu ce să zic? Probabil poți afla, ai putea afla vreodată de ce ți-au dat mandat de siguranță națională? Se va afla la un moment dat, fiindcă bănuiesc că problema va ajunge într-un final la... Curtea Constituțională, care va trebui să... Dacă e mandat pe siguranță deja, națională... Este deja sesizată Curtea Constituțională, tot în procesul de la Brașov. De mai este și în alte cazuri. Nu, acceptat este în faza de raport, pentru că formulările sunt foarte vagi. Deci nu le lipsește predictibilitate și așa mai departe, în toate condițiile. Nu, dar dacă intri pe siguranță națională, o să intri în altă parte și o să spune greu de declasificat, e greu să spui că tu ai fost suspect sau n-ai fost suspect. Deci ăsta e un amănunt din ce a spus Daniel Dragomir, care este important. Restul detaliilor, apropo de partea economică, deci a vorbit de firme acoperite, a vorbit de licitații aranjate în diferite domenii din România, unde cuvântul serviciului spunea, îl scot pe Andronic din business, îi dau lui Bichir că e băiatul nostru și el face mai bine biscuiți decât Andronic. Și aceste chestii trebuie lămurite. Trebuie să mai urmărim și niște lucruri, pentru că Daniel Dragomir a apărut astăzi, după ce a făcut mărturia, dar președintele Comisiei SRI Manda, proaspăt ales, a zis lucruri și mult mai grave decât ce a spus Dragomir. Iar dacă Dragomir poate proba ce a spus sau da de înțeles Manda, e și mai groasă treaba. Dar o să rog pe poliție să pregătească materialul, să vedem ce a zis Manda. Eu cred că nimic mai grav nu e, și mă bucur că e aici autorul serialul, decât status temei. Dragomir vine și confirmă unele dintre ele. Noutatea care e asta, uite, cu arestările astea economică, aici. Și e, mai e un element, apropo. Deci, din documentele pe care Daniel Dragomir le-a publicat la el pe blog, e acea hârtie al judecătorului Matei către doamna Chioveși cu mandatele astea pe siguranță națională. La sfârșitul ei, dacă vă uitați atent, domnul Matei spune, doamne Căveși, despre numiții, numele sunt șterse, nu apar nu știu ce, adică doamna Căveși nu a cerut mandate, a cerut nume. Adică s-a interesat despre niște persoane. Despre niște persoane. Le-a zis, găsește mandatele și înregistrările lui Andronic, lui Bichir. Și Bădin. Și ăla spune, n-avem, sau nu acum. Asta e foarte grav, fiindcă este foarte clar că n-a fost pe... Sunt pe țeavă, așteptăm să... Nu, asta e foarte important, adică nu s-au interesat de niște mandate, de niște numere de mandate, ci de niște nume. Persoane. Spuneți-ne tot ce aveți despre Bădin. Da. Și am spus, despre Bădin n-avem în... La un Google search, înțelegi? Nu sunt 5-6 nume, da. Nu a picat pe tehnică.
Da. Da, uite, spun părerea mea că iar o să iei, cum spui tu, pauză comercială. Chiar dacă n-ai publicitate. Chiar dacă nu trebuie să iei, să mai dăm bătaia albana de odată. Dar nu ne băgăm că e misiunea ta, ca să facem audiție. Bine. Cred că multe dintre conturile care apar acum sunt datorită DNA-ului, prostiilor întâmplate acum. Și ies unii paratrăzne și au unii pumni în cap pentru ce au făcut alții. Asta e pe ea, nu se mai vede. Niciodată n-am să asta, orice s-a întâmplat în DNA și unde a fost prostii mari. Hai să nu ne ferim să începem ca jihadiști aia. DNA e sfântă, e virgină și trebuie să o pupăm dimineața prin seara, că noi ne rugăm la icoane, la imagini de astea. S-a pus și fratele. Se întâmplă, asta e viață. Bun. Da, dar de-a drumul nevastă mea și cred că e mai rău. Haideți să vedem, te rog, deci s-au întâmplat ticăloșii acolo. Și cu cucuiu spar rămâne SRI-ul, rămâne pe Geranul Col. Eu cred că de acolo așa ca psihoză. Le-au plăcut și SRI-știlor să exercite puterea cătușilor prin DNA. Le-a plăcut și lor de la DNA că au forța SRI-ului în spate informativă să fie despre ăla, despre ăla, despre ăla. Îl mai chem pe Turturică de a lui cafea? Normal că îți place. El s-a mai spus lupta anticorupție. Este o poveste despre corupția puterii. Este o poveste despre corupția puterii. O poveste mizerabilă. Te rog, Dan. Nu, eu am mai spus, cred că tot în emisiunea la tine, că lupta anticorupție e mișto până ajunge la tine. Da, din experiență proprie. Da, au fost fluieri, nu? Și place cu actorile. Bun, o altă întrebare. Unii se întreabă, și eu zic pe bună dreptate, de ce Daniel Dragomir vorbește acum? Da? Pentru că el a ieșit din serie în 2013 și a încercat să-și facă o carieră de afaceri prin demisie. Suntem în 2017. Omul ăsta a operat pe piață, pe piața liberă. Nu l-ați identificat voi. Adică a mai vorbit. De ce a ales să iasă public la nivelul ăsta? Pentru că acum l-ai căutat și tu. Că nu era interes, nu era scandal când cu DNA. Când îl preluam noi acum un an, doi pe site, nu îl băga niciun ziar de seamă, tot ziceau cine ăsta. Pe oare de ce? Era ecranat de pe la serie, probabil. Era ecranat. Dar ce să spun, a plecat prin demisie, s-a mai întâlnit cu... Nu. Deci cum e? Eu am mai avut, cam Patriciu să răspund la întrebarea asta, de ce acum? Și răspunsul este, dacă vă interesează motivul sau dacă e adevărat. Dar nu acum, că e și mai de mult. Nu, dar ce ne interesează până la urmă? Deci a făcut-o sau dacă lucrurile pe care spuneți sunt adevărate? Sunt reale, da. Sunt că de ce a făcut datornic acum, știi? Că eu băgam pe aia, care proces? E ca și când, de ce? Și explicația, pentru că până nu te confrunți cu un asemenea mecanism, nu-ți dai seama de monstruozitatea lui. N-ai cum. Auzi, se vorbește, dar până nu vezi cu ochii tăi cum sunt falsificate stenogramele, cum decurg cerurile astea, se împingă spre un denunț și așa mai departe, nu e o experiență pe care n-ai cum să o înțelegi de la alții. Poți să o asculți, te poate impresiona, dar până nu vezi cu ochii tăi, până nu se întâmplă, crede-mă că nu e, e ceva, e irepetabil. Deci nu e, nimeni nu-ți poate transmite emoția și lucrurile pe care le înțelegi în momentul în care ajungi în ochiul uraganului. Acum am înțeles. De asta, și este, acum, este logic ce spui. Așa răspunsul e. La acum este că Daniel Dragomir a trecut printr-o experiență în care a stat, nu știu, 6 luni și ceva, în arest preventiv. Nu, dar vorbesc de un dosar în care a fost achitat, din ce am înțeles. Da, și a ieșit după ce a fost achitat. Pentru care a fost ținut în arest, a fost achitat. În prima instanță, e adevărat. A venit declarația lui Manda, șeful Comisiei SRI, să le vedem, extrem de interesante. Manda, de la PSD, a spus mult mai multe lucruri din interiorul Comisiei decât a spus Dragomir. Haideți să vedem. Vreau să precizez că în susținerea afirmațiilor domniei sale, domnul Dragomir a lăsat la Comisie o listă de 65 de persoane, însemnând ofițeri activ SRI, ofițeri inactiv SRI, persoane din media, persoane politice și persoane din mediul economic, pe care domnia Sani le indică să le invităm la Comisia SRI și să punem întrebări pentru a aproba lucrurile pe care domnul Dragomir le spune. Domnul Dragomir s-a referit doar la perioada până în 2013, s-a referit...